Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Grea alegerea, să știți. Am cred, sau al meu. Au fost 5 farfurii cu gust. Asta a stat cel mai bine în temă. A respectat cel mai mult cocoșul. Și ne-a plăcut cel mai mult. Tuturor, toți 4. A ta e. Foarte mult. Ceea ce nu se întâmplă foarte des. Să primească toate voturile noastre. Patru farfurii. Locul 1. Dacă puteam să dau 10, dădeam 10. Da. Doar 4. Nu pot. Arcaniani. Du-te, bă! N-ai cum! Bă! N-ai cum! Da, am rămas șocat. Bă! N-ai cum! N-ai cum! Ce, bă, nu pot să cred. N-ai cum așa. Deci nu mi-a venit să cred. Arcanian. N-ai cum! Bă, bune! S-a întors lumea cu tutul Noie ăsta, a scăpat din barca lui Noie. N-ai cum, bă! Omul în care toată echipa albastră are cea mai mică încredere în materie de gătit, de gust, a avut astăzi cea mai șmecheră farfurie dintre toate. Dacă nici la șef fără limite nu-ți depășești limitele, atunci nu știu unde. Vorbesc serios? Am rămas șocat. Șocat! Arcanian, da frate, n-a poftim, ia-ți-o pe asta, digerevu, sâsa. Șuri! Tu crezi! N-ai cum, nu, n-ai cum! Bravo, băi, bravo, băi! Este de Doamne ferește! Deci nu bănuiam vreodată să fie farfuria aia lui, eu am zis că Arcanian e în pericol să plece acasă. Nu, m-a ajutat, Mariana m-a ajutat, Carmen m-a ajutat, nu am fost singur. Nu știu, mă. Deci din momentul ăsta, Arcanian este cocoșul lui Dumitrescu. Eu zic să fii de acum încolo pieptoide și să-ți o ștăticule și a fă-te curcan. Vreau să vă spun că Arcanian nu a avut 60 de minute să gătească. 50? Da. Bravo, băiat. Știi ce am spus la asta? Am zis încă 10-15 minute la carne, era perfecțiune. Am fost complet perplexat de emisiunea asta. Trebuie să vă mai spun că Arcanian nu a vrut să facă piureul cu mixerul. Pentru că i-a fost rușine de voi. Și atunci l-a făcut cu telul. Ce mi-ți-a spus să fac? Mama, de când mă știu, mama face cu mixerul. Ce mi-a zis să fac? Știu, am auzit. Și să știi că am apreciat și cantitatea de unt. Bravo lui! Sper că asta să-i ofere încrederea de care are nevoie. Eu m-am bucurat enorm pentru el, pentru că știu ce înseamnă pentru un om care nu le are cu gătitul și ia dintr-o dată 4 farfurii. E adevărat că l-au ajutat colegele la montat. Dar nu de montat, e de gust și de cum a fost gătit. Na. Știu că am gătit cu gust pentru că am gustat și a fost bun. Bravo! Bravo, mă! Bravo, Arcanian! Sincer să fiu, mă gândeam că Arcanian pleacă acasă azi. Și eu așteptam să fie ultima farfurie, adică de ce să mint? Mă bucur foarte mult pentru el. Felicitări, Archie! Ce m-a învățat foarte mult această emisiune este că surprizele aici sunt ca la ele acasă. Gustul. Ai super gust acolo. E singura farfurie care a ținut respectul pentru animal. Și Arcanian de data asta ne-a demonstrat o lecție despre cum prejudecata este cea mai mare nenorocire în viața unui om. Așa am zis și eu, său, sincer. Atunci când am văzut că 4 farfurii sunt la Arcanian, mi-am dat seama că nu am scos în evidență gustul cocoșului. Bravo, băi! Acum e totul surprinzător, deci... Trei farfurii. Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit în momentul când a strigat 3 farfurii că ar fi a mea. Chiar dacă nu s-a văzut, eu chiar am gust în farfurie. Farfuria asta a plăcut foarte mult, să știți. Adică șefii ar fi mâncat-o până la capăt.
E, unii chiar au un cap. Bun, a doua farfurie din echipă, practic. Farfuria cu trei farfurii. Și m-a uit la șef, se uită așa. Să știi că și șeful joacă așa cu ochii, așa, se uită așa, 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 la toate farfurii. A doua cu trei. Mă așteptam să fie Iman, pentru că era o farfurie mai exotică un pic. Eu plec. Gust, fără greșeală, parfum, aromă, senzație. Am mâncat tot. Să rămânăm pentru masă, vă rog. Mi-a mai rămas puțin orez. Tot am mâncat. Și îți dai seama că mi-a făcut. Dacă eu am gătit și am mâncat, uite, mai șef din farfuria mea. Mi-a plăcut, îți dai seama. Bravo. Pentru mine n-a fost o surpriză, a fost doar o confirmare a ceea ce Iman a reușit să demonstreze până acum în această competiție. Ce a făcut astăzi s-a detașat clar de noi. Bravo. Sunt mândru de preparatul meu și sunt mândru că le-a plăcut șefilor ce am gătit eu și mă bucur. Nu l-am dezamăgit pe șef Florin, primul și în primul rând. Bravo. Pe bună dreptate. Deci era fabulos puiul ăla cu bucării. Era genial. Bravo! Simțeam vizată pe toată lumea. Era un trip super dubios în mintea mea. O vedeam pe Mariana care începea să se streseze foarte mult și pentru mine era foarte apăsător pentru că astăzi m-a ajutat atât de mult. Două farfurii. E o farfurie bună, farfurie de care sunt mândru, pentru gust, pentru faptul că a încercat să iasă un pic din zona de confort, foarte gustoasă. Carmen. Este stresul mare și mă pun și eu în locul lor, gen ce simt ei. Da, este groaznic, sunt niște sentimente care te apasă și este o ciorbă de gânduri, nu știu cum să explic treaba asta. Nu mai am energie. Primărița a reușit să facă o farfurie bună, gustoasă, cu o tocană de ardei gras senzațională. Bravo, Mariana! Bravo, Mariana! M-am liniștit când am văzut două farfurii că am primit. Îmi doream mai multe. Până la urmă, e important că am trecut mai departe și că pot arăta în continuare ceea ce reprezint în bucătărie și ceea ce pot pune într-o farfurie. Interesant. Da. E posibil. Nu știu. Mai avem o singură farfurie. În momentul în care am văzut că a mai rămas o singură farfurie și eu și Dana, singurele care nu au fost jurizate, mi s-au tăiat efectiv genunchii, a început să trebuie barba. Două concurente. Da. Complicat. Deja e momentul în care te gândești cineva pleacă. Și e Daniela, și e Carmen. Și nu știe exact. Acum, deci, tensiunea a început să crească. Deci, am început să am la fel de emoții cum am avut pentru mine, cel puțin pentru Daniela, pentru că chiar dacă este o foarte mare diferență de vârstă, dar noi ne înțelegem extrem de bine, mă gândeam că să fie farfurile ei. Și să ne înțelegem din start, niciuna dintre farfurile din această seară nu a fost rea, nu a fost proastă. Uite, mamă, stai că mă bușești un plâns aici și am zis că nu plâng orice s-ar întâmpla, eu plec cu capul sus. Și săraca tare mult s-a abținut să nu plângă. Eu nu știu, eu n-aș putea să mă abțin atât. Mai avem o singură farfurie. Doamne, ce bine că nu suntem în locul lor. Nici nu pot să mă uit. Asta e. Între farfuria care rămâne pe locul 4, farfuria de pe locul 3, nu este o diferență atât de mare. Sunt cam pe acolo împreună. Delimitarea se face foarte greu, pentru că mai sunt două farfurii și doar una dintre ele va rămâne în concurs, cealaltă este pe punctul de a pleca acasă.
Dana. Până aici mi s-au salvat cumva oamenii cu care am început practic această aventură. Da, e altfel la o stilă. Înțeleg. Deci mi s-a acordat o farfurie. Ceea ce e foarte bine. E și o lecție pentru mine că atunci când mi se spune vedeta farfuriei, să știu care trebuie să fie vedeta farfuriei și este și o recunoștință că era chifteaua maică-mii. Mulțumesc pentru susținerea de astăzi. Mulțumesc mult! Ce tare, bravo! Mulțumesc, bravo. Mulțumesc mult! Este evident faptul că îmi doream ca Daniela mea să primească o farfurie, că Daniela este a mea. Foarte mișto chifteluța asta, mi-a plăcut foarte mult, Dana, să știi. Am mâncat-o la 10 ani, mi-o făcea maică-mea, okay. La prânz când veneam de la școală, da. Foarte gustoasă, bravo! Mulțumesc frumos! Farfurie bună, o chifteluță senzațională, care, uite, drept urmare, a venit de undeva din adâncul sufletului, într-o amintire. M-am bucurat pentru ea din tot suflet și am îmbrățișat după aceea. Am zis, băi, mă fă femeie, că ai rămas în cocoș. Cea care a avut cele mai gustoase farfurile individuală ever primește o săpuneală maximă, adică este singura care intră la apă. Preparatul ei ăsta a fost greu de înghițit, fad, legumele alea ok, iaurt un pic, am mult usturoi în el. Poate că presiunea, poate că neliniștea din glasul lui Dumitrescu, presiunea care a pus-o pe echipă, au făcut-o să aibă un colaps, pentru că nu e ea în farfurie. Carmen, mai există o șansă. Știi foarte bine care. Jokerul. Foarte surprinzător pentru mine că nu a primit nicio farfurie Carmen, dar speram, vă jur, că mă rugam la Dumnezeu ca să fie Jokerul la noi și să fie salvată. E adevărat că Florin a spus astăzi că nu îl folosește. Dar oricum trebuie să aflăm mai întâi dacă l-are. Și... mi-e mire să trec în trecut. Știu că el speră să-l aibă, dar s-au mai văzut cazuri. Speranța mare ultima și eu speram să fiu salvat. Am început să mă rog acum să fie Jokerul la șef. Așa că... acum e rândul meu să sparg ceva. Doamne, ajută să fie Jokerul. Thank you. Hai să fie. Să fie. E un sentiment dubios. E, jur, e un sentiment dubios. Acum asta speram ca șef Florin să aibă Jokerul, să nu plece nici Carmen, să mergem în formula asta mai departe. Eu sper că lui Florin i-au trecut nervii pe voi, pentru că ați gătit foarte bine astă seară. Eu sper că aici se află numele lui și sper că o să-l și folosească. Când a spart Irina ulciorul, nici n-am putut să mă uit. Wow. Din prima. Hai să fie, hai. Devin mai bună de asta. Trebuie să fie Carmen, trebuie. Trebuie să fie. Carmen mi-aș dori să se salveze foarte tare. Cu riscul de a fi oaia neagră, albastră, portocalie, cum o să o numească colegii, dar merită o șansă. Ca oricare altul dintre ei. Te rog eu. Trebuie să fie. Hai, Irina. Este! Te rog! Opa, hai să văd acum ce face Florin. Na, hai să vedem. Le-a spus că dacă el va câștiga Jokerul, nu-l va folosi. Da, n-aș vrea să fim pielea lor. Acum să te văd. Ți-am zis că așa o susține? Da. După cum vedeți, chiar și în zilele în care voi nu ați gătit bine, el tot a gătit bine. Ceva nici mă, fac treaba pentru ei. Cel mai bine. Hai să nu vă mai fie nici vouă frică, bine? Da. Plecăm toți cinci dincolo? Da. Da. Deci mi-a trecut glonțul pe aici, așa l-au zis, trecea și slow motion, că nu se întâmplă la șef fără limite, nimic așa. Da, deci tu și tu, gata. Plecam toți cinci. Nu știu dacă aș fi renunțat la Joker neapărat, indiferent de cine ar fi fost acolo.
Am încercat să-i motivez mai mult cu treaba asta, ca să nu stea să se culce pe ureche, să le zic, bă, știi, stai liniștit, jokerul la mine, gătiți cum o fi. Carmen, dragă, tu o să fii oaia neagră săptămâna asta, știi ce te așteaptă. Iar săptămâna viitoare vei participa din nou la individual. Păi, mă bucur că am rămas și nu mi se pare nimic rău să fii oaia neagră. Până la urmă, oricine poate să ajungă în această situație, chiar și cei mai buni dintre noi pot avea o zi proastă și să ajungă în situația de a fi oaia neagră. Felicitări! Cel mai mișto este în show-ul ăsta să ai experiența completă. Să fii și în echipa mob, și în echipa albastră, și oaia neagră, și a doua farfurie, și a treia farfurie, și în top, și la branci, și fără branci. Și asta e mișto până la urmă. Dragii mei! Ai urmărit Șef Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.